întâlnirea cu Petre Țuțea. O datorez profesorilor mei, Ioan Alexandru și Ion Coja, care în acei ani, anii 87-88, vorbeau la cursuri de omul și gânditorul Petre Țuțea. Și dânsii chiar i-au îndemnat pe studenții de atunci, cine dorește, să vină să-l ajute pe bătrân, să-l viziteze, să stea în preajma lui. M-am oferit imediat și într-o frumoasă zi, domnul profesor Coja m-a introdus în garsoniera bătrânului înțelept Petre Țuțea și am stat pe lângă el mai bine de un an și ceva, vizitându-l foarte des. Am avut, din acest punct de vedere, privilegiu să-l slujesc. L-am slujit cu toată dragostea. Rolul meu era principal să-l scol la plimbare, aici, pe aleile Cismigiului. Dânsul era într-o stare destul de precară, din punctul de vedere al sănătății, se mișca destul de greu. Nu putea merge singur, trebuia să fie ținut de braț. Și câteva ore pe zi ne plimbam pe aceste alei și am avut, în acest fel, uriașul noroc să mai fac încă o facultate. Practic am audiat sute de ore de curs, pentru că dânsul vorbea fără oprire, atacând teme din cele mai variate. Foarte multe din subiectele pe care le dezbătea, le comenta, le prezenta, erau complet inedite pentru un tânăr din anii comunismului. Petre Țuțea vorbea direct, fără niciun fel de cenzură. Era un om liber, cum s-a spune, care avea această capacitate de a concentra în cuvintele sale învățături semnificative. M-a interesat ideea să studiez viața și opera lui Petre Țuțea și am fost și la locul de naștere al lui Petre Țuțea. Ba, chiar m-a interesat de unde vine cuvântul ăsta, de Țuțea. Acolo, în zona aceea, la Boteni, lângă câmpul, lângă Mușel, ciobanul care stă și se sprijină în băltag sau baltag, se numește că stă Țuț. El este Țuț, deci el e neam de cioban, să zicem, Țuțea. Cu Țuțea erau două subiecte care se puteau discuta. Istorie, și cunoșteam foarte multă istorie, iar la istoria recentă, contemporană, modernă, avea amintiri proprii foarte interesante. Sau filozofie, sau teorie, Temir Ce. Putea să teoretizeze și, spre mirarea noastră, care l-ascultam, venea cu o sumedenie de citate pe care le avea în memorie, le avea foarte bine aranjate acolo. Era o enciclopedie, dar o enciclopedie vie, care făcea toate conexiunile ce se puteau face între lucrurile pe care le știa. E și porecla lui. Nu-i se spunea multe cercuri de aici și mai ales în închisoare. Nu-i se spunea. El era întrebat, dar ce profesie aveți? Sunt români de profesie. Și ăștia ziceau, ce ne-a petrecă românul. Paris, 13 decembrie 1937. Dragă Mircea, simt nevoia să-ți răspund imediat la scrisoarea ta, întrucât tot ceea ce am trăit aici de o lună verifică aprecierile tale asupra României. Dar întâi să-ți vorbesc de cosmologie. În țară eram înclinat a crede că studiile tale vor rămâne încercări disparate, aici însă, citindu-ți atât de complicata cosmologie, mi-am dat seama că o reculegere de câțiva ani te-ar putea duce la o sinteză de filozofie a istoriei care să poată valorifica tot ce e febră și spirit în erudiția ta. Altcum, trebuie să ne specializăm și noi ca să nu pari atât de straniu. Nu-ți poți închipui indefinibilul acelei senzații când citești cartea unui prieten în care nouă nu ne face nicio concesie. Erudiția, într-o generație de calamburgiști, îți adaugă un nimb de singularitate. Țuțea și cu mine ne salvăm și noi, el prin genialitate și eu prin tristețe. România nu se poate ridica în fața apusului decât printr-o revoluție de dreapta. Mai mult ca niciodată m-am convins că Garda de Fier este ultima șansă a României. Democrația a făcut din Franța o societate și un stat, o colectivitate și nu o națiune. Orice gest de dinamitare a democrației în România este un act creator.
Acestea sunt banalități ale unui om informat. Noua generație, privită în masă, este mult mai interesantă decât aici. Naționaliștii tineri francezi sunt niște cuziști. Te rog mult de tot, trimite-mi cuvântul. Abonează-mă, căci aș dori neapărat să scriu și eu, ca să scap de perspectivele sărăciei. Aceeași dragoste ție și Ninei. Emil Cioran. Odată ne-a arestat și ne-a dus la securitate și a făcut pe închiziție și zice, ce căutați? Întreabă Nea Petrache, suți acolo, zice, căutăm Biblii, așa era în perioada aia, droguri și curve. Păi aici la mine ce găsiți de toate, că vin toți, și păcători, și drept, și nu știu. Alteori, na, era 1 decembrie într-un an, nu știu mai ce, și iar l-a chemat la securitate și din asta. Domnul Țuțea, corupt tineretul, domnule, dacă spuneți chestiile astea încă o dată, să știți că plătiți cheltuieli de mormântare. Aia se mirau la anchetă, cum așa? Păi ce, domnule, cum vă permite să spuneți că eu corupt tineretul? Eu am numai o vorbă, o gură. Și cu asta, zice, cei care mă ascultă pot să ia, să nu plece de lângă mine cu ceva, să nu, să plece cu ceva în straistă, ce ar fi putut să intereseze. Într-una din zile, era într-o miercuri, am întârziat un pic la întâlnirea obișnuită și ajungând la dânsul în garsonieră, nu era nimeni, m-am speriat îngrozitor și am luat-o pe drumul obișnuit pe care mergeam și am respirat ușurat, era pe o bancă înconjurat de niște oameni, nu mai mă așteptase și plecase singur. Erau niște microbiști, așa cum sunt cei din spatele meu de acum, care discutau, de fapt, se adunaseră să discute meciul, erau, aveau un radio și probabil unii dintre noastre știu, oamenii aveau acest obicei să asculte meciul împreună în parc. Ceea ce era absolut incredibil e că oamenii opriseseră aparatul de radio, opriseră aparatul de abă, renunțaseră la temele microbiste și le ascultau pe Petre Țuțea cum le vorbea despre societate, despre oameni. Era viu și ca om și ca gânditor. Ca om am în vedere faptul că se exprima extrem de spectaculos, aș putea spune, cu gesticulație bogată, cu intonații foarte variate. Pur și simplu, pe lângă spectacolul ideilor pe care ți le oferea, era și un spectacol al vizualului. Mergeam undeva într-o vizită, oamenii stăteau de la 11, la 12, la 1, la 2, 3, se dădea cafeaua, venea vicina, se trecea de... Oamenii picau, aveau a doua zi să meargă la slujbă și eu. Bine, picau, rămâneam de multe ori numai eu cu el. Și tot nu terminase discursul pe care îl începuse, pusă de o, mă rog, de o... la o întrebare pusă de o oarecare venit acolo sau gazdă care între timp adormise până când să înțeleagă tot ce spunea Nea Petrică Țuțea. La ora actuală se spune despre sopratele români, vezi, Doamne, acest Petre Țuțea care a fost mai mult oralist, care a fost mai mult vorbalist. Nu. Eu am scos pentru Petre Țuțea în 1993, prima carte, e vorba de Lumea ca teatru, o carte de 500 de pagini, cu biografia lui. Deci m-am dus la toți acei frați, cumnați, verișori pe care i-am mai găsit în viață, mai ales familia Potea m-a ajutat, dar și la prietenii lui Petre Țuțea, pentru că trebuie menționat un lucru. Atunci când a ieșit din închisoare în 1964, el născut în 1902, avea 62 de ani. Cine putea să-i asigure lui pensie? L-a găsit pe Andrițoiu, Nina Casian, care făceau parte din Comisia de Pensionări a Uniunii Scriitorilor, l-a găsit pe Zaharia Stancu, care îl știa
de la ziarul Azi și eu am făcut o pensie de membru al fondului literar. Și Andrițoiu chiar l-a publicat la revista Familia de la Oradea. I-a publicat mult cu acordul unui prieten de-a lui Andrițoiu, coleg de școală, care era secretar cu propaganda pe vremea aceea. Deci i-a dat voie pușcăriașului politic să publice în Familia. Supranumit un Socrate al românismului, Petre Țuțea a lăsat și texte scrise. În anii juneții a colaborat o vreme împreună cu Petre Pandrea la revista Stânga, semnând cu pseudonimul Petre Boteanu. După 1932, a fost atras, la fel ca o întreagă generație, de personalitatea carismatică și magnetică a lui Nae Ionescu. A devenit discipol al acestuia și părtășea afinități spirituale și de atitudine cu Mircea Vulcănescu, Mircea Eliade, Emil Cioran, Constantin Noica, exprimate în paginile ziarului Cuvântul. Deși doctor în drept, s-a specializat în economie conform vocației sale reale. În 1933, Petre Țuțea a fost angajat prin concurs ca referent în Ministerul Industriei și Comerțului, iar în cariera de economist a avansat până la funcția de director de studii. În toamna anului 1940 se înscrie în Mișcarea Legionară și publică în ziarul Cuvântul articole precum Stil economic legionar și Negociatorul legionar. Adeziunea la această formațiune politică va fi principalul cap de acuzare împotriva sa, pentru care va ispăși o lungă detenție în închisorile sistemului concentraționar comunist din România. Chiar și după eliberarea din închisoare, în urma amnistiei din 1964, lui Petre Țuțea i se întocmește de către Securitate o fișă personală în cadrul unui referat cu propuneri de avertizare, datorită faptului că este inadaptabil la situația politică și economică din România acelui timp. S-a simțit și a fost egalul lui Cioran, Eliade, Noica, fapt recunoscut de aceste personalități, iar după 1990 a avut o popularitate fulminantă. În lumea culturală a început să se vorbească despre un nou curent, țuțismul. Până la sfârșitul vieții a trăit extrem de modest, iar parcul Cișmigiu a devenit o agoră în care și-a exprimat crezul său spiritual și național. De la el aveai enorm de mult de învățat. Dincolo de informația erudită, dincolo de intervențiile sale care vizau zone fundamentale ale gândirii și cunoașterii, de la științe economice până la filozofie, trecând prin literatură, istorie, politică, știința administrației, erau domenii pe care el le stăpânea într-un mod strălucit. Și știa să prezinte, în special tinerilor, acele elemente esențiale pentru formarea lor. Și cred că dincolo de aceste date pe care dânsul le comunica tuturor celor care își făceau timp să-l asculte, el a oferit întotdeauna și o mare lecție de viață. Era spectaculos de la distanță. Eu așa l-am perceput prima dată. La distanță de câteva mese, fie la blocul Turn, fie la Atene Palace în holul mare, gesticulând și vorbind aproape numai el la o masă la care mai erau vreo 7-8 tineri care l-ascultau. Și drept să vă spun, prima mea impresie nu i-a fost favorabilă. Nu mi-a atras nicio
niciun interes, nicio simpatie. Poate și pentru că în grupul de tineri era mereu o anumită persoană care mi era antipatică. Norocul de a-l cunoaște pe Țuțea îl datorez lui Florin Pucă, un boem, un mare plastician, mare desenator și mare bețivan, trebuie să o spun. Alcătuia cu Țuțea un duet, un duo foarte ciudat, un fel de Don Quixote și Sancho Panza. Țuțea nu bea, nu era deloc băutor, dar avea ceva care îi unea foarte mult, aș zice definitiv, și anume un umor țărănesc pe care îl stăpâneau și unul și altul. Și deseori îi vedeam la masă amândoi, privind și comentând ce vedeau în jur, în ultima vreme la Casa Scriitorilor, iar când am apucat să-i aud ce vorbesc, erau de un farmec și de un umor teribil. Ce credea Petre Țuțea despre rezistența prin cultură? Spunea că e o prostie, cum să zic, să spui chestiile astea. El doar se față de toți intelectualii când era într-o confruntare, avea un oprobiu de ăsta benign, de fapt, însă căuta pe fiecare să-l pună pe calea cea dreaptă, pe calea cea bună, în sfârșit să nu cumva să aibă inadvertențe logice, mă rog, în discurs. Iar în ceea ce privește, mă rog, ideologia sau în ceea ce privește legionarii, aici devenea omul care nu era indicat să l-ai ca adversar în față. Era singur și zice, domnule profesor, să vezi ce mi-a spus Florin ieri. Și de atunci mă tot gândesc la ce a spus. Zice, ce a spus așa interesant, domnule profesor? A zis că nimic nu scuză lipsa operei. Și a tăcut așa pe gânduri, invitându-mă și pe mine să scad un pic pe gânduri. Și m-am gândit atunci că, în mod sigur, domnul Țuțea s-a gândit la el însuși. Că nu lasă în urmă o operă. Avea sentimentul acesta că se compara pe față sau nu cu Constantin Noica și avea un fel de mică gelozie așa camaraderească față de Noica. El ofera permanent o lecție de enormă demnitate românească. Era un om demn și liber, solidar cu poporul din care făcea parte, atașat valorilor lui, un om care a avut în permanență demnitatea și curajul să-și afirme credințele, opiniile, convingerile și concluziile. N-am întâlnit un om dotat cu astfel de inteligență și cu o aceeași putere de afecțiune față de toată lumea. Au fost mulți cei pe care i-am dus la Țuțea. Îmi vine în minte un moment interesant. Și anume când unul dintre cei pe care i-am dus la Petre Țuțea și el mi-a cerut să-l duc, a avut o propunere foarte îndrăzneață. I-a zis lui Țuțea, domnule profesor, era în ultimii 3-4 ani așa de comunism, să zic. Domnule Țuțea zice, haideți să facem un gest de dizidență, să se audă în toată Europa. Zice, dumneavoastră să faceți un text și noi să-l ducem la ambasada americană, ne ducem mai mulți, un grup cu... Și Țuțea, exact n-aș putea reproduce cuvintele folosite, dar atitudinea sa a fost următoarea. Dumneata nu-ți dai seama că cu gestul ăsta nu faci niciun bine aici la noi, că nu faci decât să te înscrii într-o linie de comportament care nu este cea mai fericită pentru țară. Coja a făcut un gest pe care nu pot să-l uit. Când eu l-am rugat odată să dea niște studenți lui Nea Petrache Țuțea să stea de vorbă cu el, să aibă cu cine povesti, Coja și-a strâns niște studenți
pentru care și Marian Munteanu și, mă rog, încă câțiva care au fost pornă și prinși de Revoluție și așa mai departe. Dar după aceea, când la un moment dat securitatea a fost iritată, ne-a arestat, pe mine și pe Nea Petrachețuțea ne-a dus și ne-a întrebat și că, mă rog, ce corupe tineretul și nu știu ce, și pe, eu, pe Coja, el era secretarul de partid la universitate, l-au invitat să întrerupă relațiile cu Țuța. Și Coja a spus, decât să întrerup relațiile cu Țuța, mai bine poftim carnetul de partid. Asta a făcut Coja. Era un vecin, doctorul Panis Vernă, care se îngrijea de sănătatea lui Țuța, lucru pe care îl făcea și medicul, doctorul Mihai Neagu Basarab. Deci avea cel puțin doi doctori. Mai avea și pe la Iași pe Vancea, care îi purta de grijă. Din punctul de vedere, Țuța nu a fost, n-a avut probleme. Doctorii se întreceau între ei să-l îngrijească. În grupul care îl frecventa, în prezența mea sau în prezența lor, mai era Ion Papuc, de Marcel Petreșor, nu mai vorbesc, Marcel Petreșor a fost un fel de fecior al lui băiatului Petre Țuța. L-a luat în grijă și unul pe altul s-au ținut de mână, aș putea spune, încă de la iud. Venea foarte des Simion Ghinea, camarad de temnițe comuniste, un ins foarte deosebit. Țuța avea față de el un respect aparte și n-am priceput multă vreme despre ce era vorba. Ca ulterior să pricep că pe linie legionară ăsta Simion Ghinea îi fusese șef, fusese mare comandant. Plimbarea prin Cismigiu avea câteva momente mai speciale. Unul era Alea Scriitorilor, dar aici era un punct în care bătrânul ținea tot mereu să se oprească. Așa, parcă aducându-i un omagiu celui care pentru el a reprezentat, ca pentru noi toți, cea mai importantă personalitate a neamului nostru, Eminescu, pe care bătrânul îl iubea și îl venera, așa cum cred eu că îl iubim și îl venerăm toți românii care simțim românește și care avem respect și dragoste pentru cultura românească. Eminescu era un reper fundamental pentru Petre Țuța și pe toți ne îndemna să dobândim cât mai multă înțelepciune, să extragem înțelesurile fundamentale care se nasc din opera lui Eminescu. Chiar spunea uneori așa cu o duioșie, spunea Mihăiță și spunea, uite, acest copil, zice, eu sunt bătrân, am 90 de ani, am parcurs cultura lumii și în fața lui nu sunt nimic.